Productivitatea, scris în românește așa, reprezintă eficiența și ușurința folosirii unei pagini web sau unei oricărei interfețe. Poate să fie interfață de joc, interfață de tonomat, interfață de cuptor cu microunde, interfață de tocător de carne sau ce mai fi acolo, în scopul satisfacerii nevoilor acestuia. Uneori, scopul pentru care un aparat este folosit de către un user este diferit de scopul pentru care a fost creat acel aparat. Se pot bate cap în cap un pic. Ideea este să ajungem să lăsăm pe utilizator să folosească cât mai ușor și să ajungă la ceea ce dorește el foarte confortabil. Sunt patru elemente pe care aș vrea să vi le... care contează foarte mult atunci când vorbim de usability. Partea de memorare, partea de amplasament vizual, deci unde sunt plasate butoanele, unde sunt poziționate elementele care constituie un site, o pagină, o interfață grafică. Partea de diferențiere, de evidențiere a anumitor butoane din site sau anumitor butoane pe interfața respectivă. Fluxul și modul în care se fac acțiunile. În sensul că în urma unei acțiuni, întotdeauna trebuie să fie o reacțiune din partea site-ului a interfeței, să nu-l lași pe om să înțeleagă că nu s-a întâmplat nimic. El trebuie să învețe că lucrurile se întâmplă și să vadă ceva. Și, mă rog, reacțiile interfeței. Da? Acestea sunt cele patru componente ale usability. De ce este nevoie, la un moment dat, să rămânem în niște tipare? Sau cum spargem tiparele? Mă rog, ideea este că în tot acest univers de site-uri, timpul petrecut de către un utilizator pe site-ul nostru este cel mai puțin, cel mai mic timp. Restul timpului, el îl petrece pe alte site-uri, nu pe site-ul nostru. Din această cauză, el este deja format. El deja știe locul unde ar trebui să fie butonul X, nu de la noi din site, ci de pe alte site-uri. Da? În această cauză trebuie să ține cont de niște canoane, de niște template-uri, de niște standarde. Nu din altă cauză, ci pentru că userul este obișnuit cu alte site-uri, cu alte magazine online, să zicem. Și trebuie să îl convingem foarte rapid să ia o decizie. Există câteva studii făcute prin 2001 și 2005 de niște laboratoare de usability din state în care i-au întrebat pe studenți și pe, mă rog, participanții la studiu locul, amplasamentul principalelor butoane în cadrul unor magazine online. Și am să vă arăt ce a rezultat din aceste studii. Linkurile către categorii și produse, în general pe partea stângă, undeva la mijloc. 2001-2005, acolo scrie, stă să vedeți. Dacă nu, prezentarea oricum este online și să vedeți după aia. Linkul către butonul de search intern, de produse, da? Unde se găsește, unde ar trebui să se găsească ca și zonă. Shopping cart-ul, da? Contul meu, coșul meu. Contul, mă rog, help-ul, life support-ul, link-ul back to home, da? Care este pe siglă, practic sus sau jos undeva la mijloc. Am făcut și eu același studiu în anul 2009-2010, practic, îl găsiți la mine pe site. Am întrebat aceleași întrebări pe care l-au făcut cei din state. Unde vă așteptați să găsiți principalele elemente funcționale ale unui magazin online? Și am rezultat câteva, este interesante, practic rămânem pe același calafot. Nu plecăm departe. Link-ul către lista de categorii, unde se pune pe site, în ce zonă. Câmpul de căutare al produselor, search-ul intern, care este undeva dreapta sus, dreapta mijloc, chiar. Unde este coșul meu, comanda mea, shopping cart-ul.
tot în partea dreaptă sus. Linkul către home, către prima pagină, unde este normal pus pe siglă. Foarte puțini au indicat partea de jos, față de state, unde era destul de mult ca procent. Din păcate, n-am avut foarte mulți votanți pe acest studiu. După cum vedeți, în medie 300-400 de oameni au intrat pe aceste pătrățele și au dat cu bățul. Dacă vreți să intrați și voi, sau să dați la amicii voștri, e ok. Intrați pe blogul meu și găsiți acolo rezultatele și studiul, dacă vreți să-l completați. Mergem puțin mai departe la cele 10 sfaturi sau 10 recomandări de usability, care vreau să vorbesc despre ele. Nu întotdeauna, ca primă recomandare, în special pe un magazin online, nu întotdeauna un site frumos vinde. Scopul lui principal este să fie ușor de folosit, să aibă o experiență simplă, să nu se rupă flow-ul de cumpărare, dar nu trebuie să fie cel mai the best. Da? Sigur că atractivitatea vizuală contează, dar nu este obligatorie. Nu întotdeauna timpul petrecut pe site, timpul mare petrecut pe site, înseamnă ceva bine, ceva de bine. Poate să însemne ceva de rău. Faptul că stă foarte mult cineva pe o pagină, s-ar putea la un moment dat să însemne că nu știe ce să facă pe acea pagină. De asta elemente de tip live support, unde vezi și pașii care îi face userul, te ajută să identifici problemele de usability. La fel, numărul de mare de pagini vizualizate pe vizită nu înseamnă întotdeauna că ești the best. Poate să însemne că ești cel mai nasol site. Faptul că se încarcă de pagina aia de nu știu câte ori, nu înseamnă că e bine. Da? Trebuie să se încarce exact atât cât trebuie. Cum aflați acel număr, ideal ar fi la un moment dat să vă uitați la niște benchmark-uri în piață, să vedeți cum este piața. Da? Să fiți pe lângă media pieței. Capcana afișării a prea multor informații, module și funcțiuni. Sunt site-uri care încep să aglomereze foarte multe module pe o pagină. Probabilitatea ca userul să apese pe un anumit buton din acea pagină este, scade drept proporțional cu numărul de butoane de pe acea pagină. Dacă am un singur buton pe pagină, probabilitatea care să apese de 100%, sau mă rog, aproape 100%. E mare, da? Dacă am 3 butoane pe pagină, împart la 3. Dacă am 5, împart la 5. Dacă am 5 acțiuni pe care userul le poate face pe acea pagină, împart la 5. Probabilitatea ca el să apese pe un buton pe care eu îmi doresc ca el să apese. Pe butonul, zicem, adaugă în coș. Direcționarea userului prin design și culoare. Sunt foarte multe site-uri, n-am acum timp să intru, dar vă dau un exemplu pozitiv și negativ, dacă ții minte, dar sper să bacă că știu. Emagul are butonul de adaugă în coș care rimează cu sigla albastru-roșu, albastru-roșu. Contrastul este foarte mare în pagină, în loc unde butonul de adaugă în coș, în jur, mai este prețul care este roșu. Și totul se îngemănează perfect. Un alt exemplu de site, de data asta, negativ, sper să-l țin bine minte, că am fost în sală la GPEC, la întâlnire și cred că naturaplant, cred, .ro, cred, nu sunt sigur, dar pe acolo, verde peste tot, butoane verzi, în verde, fără contrast aproape deloc, pe butoanele de adaugă în coș. Diferență între EMAG și acel site. Și cred că dacă vă uitați, veți găsi și voi foarte multe site-uri unde nu se vede această diferențiere, această evidențiere și contrast puternic care trebuie să existe pe butonul principal. Da? Mergând un pic mai departe, vorbim de mărimea fontului. Bine, eu că avansez în vârstă, e ok și port ochelari. Mai sunt și alții care poartă ochelari în sală. Nu faceți fonturile așa puchinoase.
nu puneți prețul cu un font de 8 pixeli. Uitați-vă iar la exemplu EMAG, font foarte mare, la preț. Prețul este foarte mare. Titlul produsului foarte mare. Dacă sunteți mai un pic mai dornici să îmbunătățiți uzabilitatea, puneți-mi acel buton care mărește fonturile sau le scade. Știți că există, da? Acel A plus, A minus. Este un simbol internațional pentru mărirea și mijlocirea fontului. Dați-mi voie să mă leg eu fontul cu care pot să văd pagina, da? Să văd bine, că poate sunt mai chiar puțin. Mai ales că și voi veți ajunge la pensie într-un timp de și veți cumpăra online. Cum cumpărați online acum, veți cumpăra online și la pensie, da? Deci aveți grijă la site-urile care vreți să reziste, nu acum, ci peste 20 de ani, peste 10 ani, da? Modul de exprimare. Foarte, foarte mare grijă. Descrieri comerciale la magazinul online care vând laptopuri de tipul HDD cu nu știu ce și cu... Tot din sală știți ce înseamnă HDD, prescurtarea HDD. Deci, să vă mai dau o altă... Hard disk drive. Hard disk drive. Cum? Hard disk drive, mă rog. Nu? Ideea este că la un moment dat va fi în sală cineva care nu va înțelege acel termen tehnic. Dar spuneți-i că acel laptop este bun pentru jocuri. Că băiatul lui poate să se joace pe el World of Warcraft. Da? Și îl va cumpăra. Atenție cum faceți descrierea comercială. Nu folosiți jargon tehnic. Încercați să folosiți ceva simplu de înțeles pentru oameni. Textul de pe butonul de cumpărare. Și aici o să dau așa, întoarsă un pic. Ce folosim? Adaugă în coș sau cumpără? Hai să vedem. Votăm acum. Ce folosim? Puneți-mi, hai. Cine este pentru adaugă în coș? Ok. Cine este pentru cumpără? Răspunsul meu este amândouă. Și vă zic de ce. Trebuie să faceți teste pentru a vedea care este textul potrivit pentru voi. Nu se potrivește un text la un site, un text la alt site. Nu se potrivește o culoare de la un site cu o culoare la alt site. Deci textul de pe butonul de adaugă în coș trebuie testat. Asta e concluzia, de-aia mi se dau așa puțin gotită. Și atenție la poziționarea cel mai important buton din site, anume cel de căutare internă de produse. Care este folosit, cei drept, în mare parte, de bărbați. Bărbații sunt cei care caută, imediat vor să ajungă la produs. Femeile frunzăresc. Frunzăresc rochile, frunzăresc categoriile, frunzăresc și se uită foarte atent la diverse detalii care nouă ne scap, probabil. Bărbații se duc pe specificații. În locul un tocător de carne cu torații, cu nu știu ce unde e pe aici, la ochi. Deci se duce specific la puterea motorului, femeile se uită la culoare, la alte chestii și de asta frunzăresc. Deci acest buton este ok să fie bine amplasat, vedeți studiile unde anume trebuie să îl puneți. Atenție că bărbații îl folosesc cel mai mult. Și ultima mea recomandare, apropo de recomandări, dar înseamnă că n-am terminat să prezentarea să știi. Nu înseamnă că dacă vei crește uzabilitatea site-ului, vei crește neapărat și rata de convers. Dar dacă nu faci ca site-ul tău să fie foarte ușor de folosit, riști să cazi în extrema cealaltă, să n-ai deloc comenzi, să n-ai deloc chestiuni care... Acum, ce am spus eu aici, se potrivește și pentru un site care nu neapărat vinde, ci face conversii. Poate să fie un formular care înregistrează niște cereri de ofertă. Da? Este fix același lucru cu ce am vorbit până acum. Nu neapărat pentru un magazin online, da? Deci asta ar fi ultima mea recomandare. Și merg un pic mai departe, cum uitați ce am zis, despre teste. Este bine să o faceți din când în când teste. Testele se pot face mai ieftin, mai scump, mai complicat, mai simplu. Și anume, cel mai simplu este să vorbesc cu niște prieteni, să-i le spun să testeze site-ul,
și să-mi zică la telefon ce s-a întâmplat. Cum a mers, ce a mers și așa mai departe. Este bine ca ei să nu fie din domeniu, să nu fie oameni specializați în marketing, în publicitate online, în design, în programare. Mai pot la un moment dat să folosesc unelte, cum ar fi Clicktail sau Userfly, dacă ați văzut de ele, dacă nu le zic eu acum, care înregistrează traseul mișcării unui om pe site. Sunt cu plată, am în două elementele de acolo, dar nu sunt foarte scumpe. În sensul că te uiți la un film. Vezi efectiv cum merge mouse-ul clientului, unde s-a plimbat, ce butoane a apăsat, ce texte a completat. Stai ca la cinema și vezi ce a făcut pe site. Da? Acesta e un alt element. Interviuri în grupuri, focus grupuri, eventual, dacă vreți să faceți. Teste de uzabilitate, normale, cu panel de useri. Cel mai bine e să alegeți userii din targetul vostru. Dacă, spre exemplu, fiind desfăcătoare de carne, trebuie să aveți și femei în sală. Când le întrebați dacă le place site-ul. Pentru că ele, probabil, vor alege în final, după ce soțul a ales puterea și așa mai departe, ele vor alege produsul în sine. Și va trebui să face site-ul să fie ușor de folosit pentru ele. Studii, sondaje, poluri. Sau eye tracking, cine își permite. Eye tracking este foarte ok. În sensul că cine a fost la gală anul trecut ar trebui să știe că am avut de la Insomar, parcă. Nu. Am uitat ce mi-a prezent făcuturile de eye tracking. Ideea este că se poate și în România. Costă ceva, nu contează. Ideea este că poți să vezi, e un aparat special care se uită la pupilă, unde se uită ochiul pe... Nu trebuie să-l întrebi pe om unde anume se uită sau ce face pe site, îți dai seama singur din locul unde își ațintește privirea pe ecran. Sunt mișcările ochiului, sunt sacadele, numărul de sacade care se întâmplă acolo, sunt opririle pe un text, se vede când se citește un text, când se înțelege textul, se citește cuvânt cu cuvânt și așa mai departe. Foarte ok, dar mai scump un pic. Și cred că este ultimul slide. În toată experiența mea și a lui Andrei, când am făcut testul de uzabilitate la GPEC, sper că știți ce este GPEC-ul, Gala Premiilor în e-commerce din România, am dat peste tot felul de erori. Ruperi de flux de comandă, formulare greșite, erori de programare, filtrele puse prost și așa mai departe. Ideea este că asemenea teste de uzabilitate trebuie să le faceți periodic, măcar o dată pe an, să zicem, sau obligatoriu atunci când schimbați designul site-ului. În momentul când vreți să schimbați site-ul, puteți să faceți două tipuri de teste. Unul înainte de a schimba designul site-ului. Sunt niște instrumente care calculează un fel de eye tracking pe bază matematică unde se va uita userul pe site și după instalare, după punerea designului, puteți să faceți teste cu eye tracking să vedeți efectiv cât de bine ați aranjat site-ul și cât de ușor de folosit este. Și sunt analizele de usability clasice în care ne uităm la funcționalitate și așa mai departe. Și cam atât de mult de spus, pentru că este slide în care vă mulțumesc. Întrebările